Dacă ești cu gândul la vacanță, să știi că alte noi 6 zone au fost introduse în lista roșie. CNSU a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Discut despre asta cu Mădălina Bucur, editor Alef News. Mădălina, despre ce zone este vorba? Printre noile zone din lista roșie se numără și Bahamas, Grenada, Guyana sau Liechtenstein. Pe de altă parte, din zona roșie au ieșit Bulgaria și Franța. Schimbări spre zona galbenă au făcut și Thailanda și Puerto Rico. Lista aprobată ieri intră în vigoare din 19 septembrie la miezul nopții. Dacă tot ai venit cu veștile mai puțin bune, reamintește-ne care sunt celelalte țări aflate în continuare în zona roșie. Hai că te număr câteva care sunt așa de interes turistic. Israel, Muntenegru, Cuba, Malaezia, Marea Britanie, Elveția, Costa Rica, Irlanda, Maldive, parcă vrem și pe acolo, Turcia sau Sri Lanka. Mădălina, îți mulțumesc!